Hello inimoșilor, bine ați venit la un nou vlog BHS. Azi vorbim despre 11 motive pentru care să nu ții niciodată în viața ta un câine. Da, ați auzit bine. De ce vreau să vorbesc despre asta? Pentru că, în caz că nu știați, la noi în țară, în ultimii ani cel puțin, există statistici clare conform cărora foarte mulți oameni își abandonează câinii. În diverse moduri. Unii îi dau mai departe în alte familii, îi dau spre adopție, alții, foarte mulți, îi duc în adăposturi și mai sunt unii care îi lasă pe stradă. Ceea ce, pe lângă faptul că e strigător la cer, e și ilegal. Motivul principal pe care îl tot aud atunci când vine vorba de oameni care își părăsesc câinii e faptul că nu știu în ce s-au băgat. Da, deci te hotărăști să ții un câine, dar nu citești nimic, nu cauți, nu, ți se pare doar drăguț câinele din rasa respectivă, îl iei și pe urmă Dumnezeu cu mine. Nu înțeleg cum în zilele noastre, când ai atâtea posibilități și atâtea variante, ai un internet întreg la dispoziție, nu faci un mic research, nu stai acolo, nu cauți, nu vezi care-i treaba cu rasa respectivă, ce nevoie are, cât de mare se face. Pentru că da, unii chiar își au pui și nu știu că animalul ăla o să ajungă la 30-40 de kilograme. Mai mult decât atât, ai oameni pe care poți să-i întrebi la un clic distanță, oameni care au câini, instructori canini, veterinari și tot așa. Și unii oameni nu fac asta. Iau pur și simplu câinele și pe urmă mai văd ei, doar că de multe ori se întâmplă ca acel câine să ajungă să fie abandonat. Dar hai să trecem la motivul numărul 1. În caz că nu știai, câinele, atunci când e pui, își face nevoile în casă. Cum? Îți cacă și îți pișă toată casa. Pe scurt. Nu uita că atunci când iei un pui, probabil va avea 2 luni. Până la 3 luni, când termină schema de vaccinare, nu are voie să iasă teoretic din casă și își va face nevoile înăuntru. Așa că trebuie să fii pregătit pentru asta. Și nu o dată, de 2 ori, de 3 ori, ci de mai multe ori. După care încep să ieși cu el afară. Să nu-ți imaginezi că atunci când a pășit cu lăbuța pe iarbă, câinele știe că gata, nu trebuie să mai fac afară. Durează. Câinele meu, de exemplu, cred că o lună după ce am început să ieșim afară, se abținea afară, chiar dacă stăteam 2 ore, ne tot întorceam în casă și dădea tot ce avea mai bun în hol. Așa că întreabă-te și fii sincer sau sinceră cu tine dacă ești capabil sau capabilă să strângi foarte mult rahat după câinele tău, probabil câteva luni. Motivul numărul 2. Ia în calcul faptul că s-ar putea câteva săptămâni, cel puțin, să nu prea dormi noaptea. Ți-ai luat un pui de câine, iar el are super mare energie și de foarte multe ori se întâmplă să se trezească pe la 3, 4, 5 dimineața, să aibă chef de joacă, să te vronțeie de picioare, să tragă pătura de pe tine, să se joace cu tot felul de jucării în casă și să facă zgomot. Ia asta în calcul, pentru că am văzut oameni exasperați de chestia asta și că ei nu mai pot și că se gândesc foarte clar și foarte sigur să dea câinele pentru că ei n-au mai dormit de 3 nopți. Păi și cu un copil, cum faci? Zic și eu. Ideea e să te echilibrezi puțin și să te gândești că e o perioadă chiar foarte scurtă și infimă în comparație cu călătoria voastră lungă, ta și a câinelui tău, care merită toate nopțile nedormite. Și am ajuns la numărul 3. Am auzit foarte mulți oameni cărora le e frică, sunt speriați și se plâng de faptul că puiul de câine mușcă și zgârie. Mulți au și copii mici și li se pare așa că poate fi un comportament care s-ar putea să devieze dacă nu fac ceva. De regulă nu se întâmplă asta. Câinele ăla doar se joacă. Și nu e vina lui că are gheruțele alea super ascuțite și dinții ca niște ace. Îmi aduc aminte când era câinele meu mic, mă făcuse varză de la încheietură până la coate. Eram varză făcută. Și nu am realizat asta până când nu m-am dus într-o zi la Mega, era vară, și țin minte că doamna de la casă s-a uitat la mine
cu o milă, dar cumva era și scârbită, era așa o combinație, știi? Și în momentul ăla mi-a picat privirea pe brațele mele și am văzut că părea 100% că mă tai singură cu lama, pentru că dungile erau foarte drepte și foarte bine așezate. Unele mai vechi, altele inflamate de curând, arăta perfect. Din momentul ăla până când a depășit câinele meu perioada asta, pentru că da, o depășesc, am mers toată vara, atunci când trebuia să ies din casă, cu cât un hanorac, da, cu mânecă lungă, pentru că era ciudățel. Deci asta zic, e o chestie foarte simplă, câinele o să treacă peste asta, însă ar fi ideal să lucrați cu el. Ați putea chiar să intrați în jocul lui, conștient, și să începeți cumva predresajul de acasă. Și asta înseamnă, nu știu, să vă găsiți un cuvânt, cum ar fi nu, prin care el să înțeleagă că trebuie să se oprească dintr-un anumit comportament, iar în momentul în care vedeți că iar vrea să muște sau să zgârie, îi spuneți nu. Când realizați că sigur s-a oprit, îi dați imediat recompensă și vă jucați cu el așa. Sau apelați, evident, la un instructor canin. E cel mai simplu, măcar să vă dea câteva sfaturi, după care mai târziu puteți să începeți dresajul. La numărul 4 ajungem la adolescența câinelui, care poate fi câteodată provocatoare, mai ales dacă vorbim de câini mari. Și tot subliniez asta de fiecare dată, pentru că eu am trecut prin asta și pentru mine a fost greu. Aici vorbim de câini de talie mare. Un câine crește foarte repede, iar eu m-am lovit de problema asta. Nu mi-am dus câinele la dresaj și nu mi-am imaginat că într-un timp foarte scurt diferența dintre mine și câinele meu va ajunge să fie doar de 10 kg. Într-o perioadă a vieții lui în care trăgea în ultimul hal în lesă, aproape că mă făcea balon de la cu heliu. M-a disperat, și-o spun și mă pufnește râsul acum, m-a disperat, aveam momente în care urma să ies afară și simțeam că mă bușește plânsul de frustrare, mi-era frică că o să o pierd sau că îi fac ceva rău. Lucru care s-a și întâmplat la un moment dat, din păcate mi-a scăpat, a lovit o mașină, dar din fericire totul a fost bine. Sunt atâtea variante, vorbiți cu un dresor, vorbiți cu un instructor canin. Pentru sfaturi, luați câteva ședințe de dresaj, uitați-vă la tutoriale pe YouTube, mai simplu de atât, și încercați să vă înțelegeți câinele, fără să vă frustrați. În perioada aia recunosc că, deși eram disperată după câinele meu și mi-l dorisem, cred că de vreo 10 ani, am avut momente în care am zis de ce mi-a trebuit câine. Oribil, oribil, mi-am retras tot. Dar au fost momente de genul ăsta, pentru că nu mai știam ce să fac. Aveam impresia că nu avem nicio relație, că nu mă aude, că nu ascultă, că era un haos total. Și știu că cineva mi-a zis, stai liniștită, că după 2 ani o să se liniștească, o să ai al câine. Avea 8 luni, adică nu-mi imaginam cum mai rezist până la 2 ani. Însă, ușor, m-am sfătuit cu oameni, recunosc că am început să mă uit foarte mult la tutoriale pe YouTube și pas cu pas am reușit cumva să îmi creez o relație cu ea și să înțeleg de ce reacționează într-un anumit fel pe stradă și de ce nu e atentă la mine și de ce e agitată, pentru că eu eram agitată și ieșea o întreagă nebunie pe stradă. Lucrurile se rezolvă, însă mi-aș dori să luați totul în calcul încă de la început, inclusiv asta. Asta dacă vă gândiți să vă luați un câine de talie mare, un labrador, un ciobăneș german, un golden, gândiți-vă, bă, a zis nebuna aia la un moment dat, am văzut eu pe YouTube, că s-ar putea să fie o problemă și din punctul ăsta de vedere și trebuie să o gestionăm cumva. În niciun caz nu vă frustrați pe câine, el n-are nicio vină, nu știe ce vreți de la el dacă nu-i explicați exact pe înțelesul lui. Următorul motiv în mintea mea sună total aberant, însă trebuie să vorbim despre el. Pentru că, incredibil, dar sunt oameni care își iau câini după care renunță la ei pentru că lasă păr. Când îți iei un câine, cred și sper că știi că are blană pe el. Și în afară de perioadele alea două de pe an de năpârlire, câinele tot lasă păr. Adică trebuie să te obișnuiești cu lucrul ăsta. Dacă nu poți să-l accepți, nu-ți lua câine.
Iată, ne ajungi și la următorul motiv. Nu mai știu ce număr e, habar n-am, am pierdut șirul, dar nici nu contează. Vreau să vorbim despre timpul pe care trebuie să îl acorzi câinelui și să vorbim despre faptul că odată ce îl aduci în viața ta, ți se va schimba viața. Câinele trebuie scos de 3 ori pe zi, aproximativ, și nu doar la pipi-caca. Trebuie plimbat. Mai ales dacă ți-e un câine de talie mare, trebuie alergat. Trebuie să-ți faci timpul în funcție de el. Asta nu înseamnă că nu te vei mai duce la job și că pe toată perioada vieții câinelui vei sta acasă. Nici vorbă. Însă vă veți face un ritm împreună. Dar știi clar că trebuie să vii să îl scoți afară atunci când ești plecat, când vii de la muncă și așa mai departe. Și mai mult decât atât, să-i acorzi timp, să alerge, să se plimbe, să socializeze și așa mai departe. Primisem acum ceva timp de la o colegă o chestie foarte mișto și cred că se aplică, care spunea așa, cel mai bine e să-ți iei câine iarna. De ce? Pentru că dacă treci testul ăla, atunci când e urât afară, e frig, ninge, e mocirlă, e viscol, habar n-am, și tu ieși cu câinele și aveți plimbările, numărul de plimbări de care câinele are nevoie, e perfect. Chestia asta chiar are logică, pentru că aici voiam să ajung și să-ți spun că atunci când îți iei un câine, nu contează că n-ai chef să-l scoți afară. Trebuie să-l scoți fie că e ploaie, vânt, soare, bine, nu-l scoți atunci când e foarte cald afară vara. Vara îți programezi plimbarea de dimineață când e răcoare și seara. Atât. Nu-l scoți pe caniculă pentru că îi vei face rău. Dar în rest, orice ar fi, trebuie să fii cu câinele tău afară și trebuie să te obișnuiești cu chestia asta, să te obișnuiești cu gândul și ideal ar fi să o faci cu bucurie și cu entuziasm, să nu devină o povară. Următorul motiv pentru care să nu-ți iei niciodată un câine sunt banii. Da, vreau să discutăm despre chestia asta pentru că e foarte importantă. Teoretic, un câine cu nevoile lui de bază nu te costă foarte mult. Vorbim de mâncare, dar vorbim de o mâncare premium sau super premium, în niciun caz brandul pe care le găsești în hipermarketuri, aia nu e mâncare premium, care te costă, nu știu, 200-300 de lei un sac mare. Dau un preț aproximativ, acum depinde evident de câinele tău, de cât de mare, de cât mănâncă și așa mai departe. Are nevoie de vaccinare anuală și are nevoie de parazitări, evident, lunare. Acum, lucrurile astea nu costă foarte mult, însă trebuie să ți le asumi, pentru că am întâlnit oameni cărora li s-a părut foarte mult. Și atunci n-am înțeles de ce și-au luat câine și de ce nu au pus întrebările astea înainte. Însă, separat de nevoile astea de bază, orice câine, la un moment dat, va avea o problemă. Nu cred că există câine care pe tot parcursul vieții să nu fie avut nicio problemă. Sau poate sunt, dar foarte, foarte puțin. Și atunci trebuie să ai cumva un fond de rezervă dacă te lovește o problemă de genul ăsta. Exemple sunt multe, se poate chiar întâmpla orice. Și trebuie să fii pregătit. Așa că trebuie să-ți asumi un câine și din punctul ăsta de vedere, din punct de vedere financiar. Următorul motiv se leagă de momentele în care tu pleci în vacanță sau când trebuie să pleci din țară, habar n-am, cu job-ul. Gândește-te ce faci atunci cu câinele, de dinainte să-l iei. Ar fi ideal dacă, nu știu, ai avea o rudă la care să-l lași sau un prieten foarte apropiat. Dar asigură-te că oamenii ăștia îți vor accepta câinele și vor vrea să stea cu el atunci când tu ești plecat. Altfel, trebuie să iei în calcul varianta unui pet hotel. Și atunci trebuie să te pregătești puțin și psihic, dar și financiar, pentru că nu sunt foarte ieftine, evident, și trebuie să fii pregătit pentru asta. Dacă e să ne referim strict la vacanțe, nu spune de la început, o să-l iau cu mine peste tot. Câteodată nu e posibil. Gândește-te că pleci din țară. Nu cred că vrei să-ți supui câinele unui stres, mie așa mi se pare, evident, să-ți bagi câinele într-o cușcă la cală și să vă mai vedeți când ajungeți unde trebuie să ajungeți. Eu n-aș face asta niciodată cu câinele meu, doar dacă ar depinde viața ei de chestia asta sau dacă m-aș muta de tot din țară. În rest, pentru o simplă vacanță, nu aș face asta. Așa că atunci când plec din țară, las câinele cu cineva. Însă, dacă plec pe aici, munte mare, evident câinele e mereu cu mine.
Gândește-te la toate aspectele astea și pune-le pe hârtie. Următorul motiv pentru care nu ar trebui să-ți iei niciodată un câine e durata lui de viață. De ce spun asta? V-ați rămâne șocați să știți câți oameni nu iau în calcul treaba asta. Faptul că un câine trăiește între 10 și 15 ani, poate chiar mai mult. Ceea ce înseamnă mulți ani, nu? Pentru noi, iubitorii de animale și oamenii care au câini, pentru noi e un timp foarte scurt, pentru că evident ne-am dorit să trăiască cel puțin cât noi. Însă lucrul ăsta nu e posibil. Dar dacă e să o gândești la rece, 10-15 ani înseamnă o perioadă foarte lungă de timp. Și există mulți oameni care pleacă așa cu un entuziasm nebun și nu se gândesc la asta, după care devine puțin greu și totuși atât timp, știi? Și renunță la câini. Gândește-te foarte bine. Gândește-te când faci pasul, calmează-te puțin, înfrânează-ți entuziasmul și întreabă-te dacă ești pregătit pentru treaba asta pentru o perioadă atât de lungă de timp. Evident că nu o să fii niciodată pregătit pentru tot. Că după filmulețul ăsta o să știi tot sau după tot ce o să citești pe net, gata. Nu mai ai niciun semn de întrebare. Până nu aduci câinele în viața ta și nu vezi exact cum e și nu te lovești de unele lucruri, nu o să știi. Însă lucrurile de bază, cum ar fi treaba asta cu 10-15 ani, trebuie să le știi de la început. Și dacă tot am vorbit de media de viață a unui câine, evident că ajungem și la bătrânețea lui. Iar ăsta e un motiv pentru care tot așa aș vrea puțin să te gândești înainte. Trebuie să spun lucrurile astea pentru că m-am lovit de foarte multe ori de oameni care și-au abandonat câinii la bătrânețe pentru că au îmbătrânit. Câinii au îmbătrânit, nu oamenii. Ăsta a fost singurul motiv. Nu li s-a întâmplat nimic cu oamenilor care să-i ducă la decizia asta, nu. Pur și simplu, câinele a îmbătrânit, gata. Adică s-a stricat aragazul, afară. Asta e strigător la cer. Nu spun că tu care te uiți acum la mine ai fi capabil să faci asta, nu o lua personal, doar că eu mă simt nevoită să spun lucrurile astea pentru că am întâlnit foarte multe cazuri și mi se pare sinistru. Adică nu-mi imaginez cum în 10, 12, 15 ani n-ai reușit să legi o relație cu câinele ăla, adică nu îl iubești, nu te-ai îndrăgostit de el, nu e prietenul tău, cum să-l lași, mai ales când are cea mai mare nevoie de tine. Și trebuie să știi că perioada de bătrânețe a unui câine e foarte provocatoare. La fel ca la oameni, însă sunt multe sentimente acolo. La un moment dat intervine și neputința, că nu știi, nu mai ai ce să-i faci. Îl vezi că nu poate să-ți spună ce are, deși tu ești zilnic cu el la veterinar, să zicem, într-o perioadă de final. Însă e complicat. E complicat din punct de vedere emoțional, din punct de vedere financiar, cu siguranță, și, na, zic doar să te gândești la asta, atât. Pentru că, din moment ce ți-asumi un câine, trebuie să mergi cu el până la capăt. Și dacă tot am vorbit de bătrânețe, trebuie să menționez puțin și finalul vieții câinelui. Nu o să-l pun ca pe un motiv pentru a nu-ți lua un câine, pentru că e aberant. Dacă ți-ai luat un câine, cum ziceam, mergi cu el până la final și evident că trebuie să te gândești că se va termina într-o zi. Iar momentul ăla e dureros tare de tot. Tare de tot. Însă asta e viața până la urmă. Și cumva atunci când îți iei puiul, măcar gândește-te că vei trece și prin asta. N-ai cum să știi cum e până n ajungi acolo. Asta clar. Însă pun acolo undeva în minte, în spate, așa, ca o liniuță. Și asumați că la un moment dat se va termina și nu va fi deloc ușor. Dar ideea e alta, să te bucuri de câinele tău în fiecare zi, nu să te obsedeze chestia asta, aoleu, trește puțin, aoleu, a mai trecut un an, a mai îmbătrânit, nu. Că dacă o ții așa, o iei razna. Și am întâlnit niște oameni de genul ăsta care erau pur și simplu disperați de la un an la altul, deveneau mai închiși așa și mai triși și mai apăsați că a mai îmbătrânit câinele un an. Nu, frate, stai cu el acolo, bucură-te zi de zi și învață de la el, pentru că
animalele astea, dacă ne învață ceva, băi, e bucuria aia de moment. Deci e bucuria aia nebună de moment. Eu stau câteodată, ies cu câinele meu afară și sunt cu ochii în telefon, sunt în gândurile mele și mă surprind așa încruntată, știi, pe tot felul de căcaturi. Păi și las capul jos și asta se tăvălește cu cracii în sus, în iarbă, mă aleargă, mă cheamă, mănâncă puțină iarbă pe acolo. Ce să zic? Se bucură de o mingiuță, de un băț. Păi și parcă îmi dă așa un pumn în gură. Băi, trezește-te! Trezește-te și uită-te la ființa asta de lângă tine, cât de fericită ești, știi? Măcar preia chestia asta de la ea și o să-ți fie mai bine. Na, nu ne iese de fiecare dată, dar poate ar trebui măcar să încercăm. M-am uitat repede-repede pe listă și cred că am ajuns la ultimul motiv, numărul 11. De fapt, nu e un motiv. E, de fapt, o concluzie a tot ce am vorbit până acum. Ideea e simplă. Atunci când te hotărăști să aduci un câine în viața ta, să faci tot posibilul să asimilezi în mintea ta faptul că aduci în viața ta și în familia ta un nou membru al familiei. Un nou membru al familiei. Nu un câine, nu doar un câine. Nu un animal, nu un accesoriu, nu... Da, e o ființă cu tot felul de nevoi. Nu doar mâncare și nu doar apă. Am vrut foarte tare să ajung la chestia asta pentru că văd tot mai des în bula asta mea virtuală și pe grupuri și peste tot, tot mai des oameni care pun tot felul de anunțuri și sună cam așa. Bună, vreau un labrador sau un golden retriever sau whatever pentru copilul meu. Sau, copilul meu vrea un câine. De unde pot cumpăra? E foarte frumos să iei un câine care să crească alături de copilul tău și invers, copilul tău să crească alături de câine. Însă, mulți dintre oamenii de care vă spun iau câinii doar pentru că ăla mic a plâns odată în parc și, nu știu, a văzut un câine și a plăcut foarte tare și l-a vrut, iar ei, fără să citească nicăieri, nimic, dau și o căruță de bani pe un pui drăguț pe care nu mai știu cum să-l gestioneze în foarte scurt timp. Și pe urmă revenim la ce ziceam, pipi, caca, scos afară, tras veterinar, deja devine prea mult. Pentru că l-au luat literalmente pentru copil. Înțelegeți că dacă vă hotărâți să aduceți un câine în viața, în casa și în familia voastră, toată responsabilitatea este a voastră, a adulților și atât. E foarte posibil ca mulți dintre copii să se plictisească, să fi fost un moft de moment. Asta nu înseamnă că nu va crea o relație frumoasă cu câinele, însă își va pierde interesul. Na, sunt copii până la urmă. Și voi ce faceți? Dați câinele pentru că nu mai e interesat copilul? Nu, nu există așa ceva. Deci atunci când vă hotărâți, gândiți-vă foarte clar și realizați faptul că vă luați voi personal un câine. Voi, al vostru. Și atât. Gata, aici am terminat. Sper că v-a plăcut, sper că vă este de folos. Dacă nu vouă, poate prietenilor, poate știți pe cineva care se gândește să-și ia un câine și credeți că ar fi bine să vadă filmarea asta înainte, vă încurajez cu drag să o dați mai departe. Până data viitoare ne vedem pe Facebook, Instagram și pe TikTok. Dar nu uitați, vă rog eu mult, și de subscribe. V-am pupat inimoșilor!